Turiștii aflați în vacanță la Mraconia, în Mehedinți, au venit să le întâmpine și să-i arate dragostea lor temerarului român. Extraordinar! A făcut un lucru nemaipomenit și l-admiră extraordinar de mult. E fantastic! Câtă voință și putere are! E fenomenal! Nimeni n-a făcut așa ceva și este un record. Și un record mondial, probabil că... Da, și că e român? E român, în primul rând. Și sunt mândru că sunt român. Avram Iancu s-a aflat pentru prima dată în fața bustului lui Decebal, simbol românesc recunoscut în toată Europa. Am învățat această lecție a curajului de la el. Să nu uităm că Decebal, prin curajul său și prin o luptă dârză până la ultima picătură de sânge, a îngenunchiat cel mai mare imperiu al timpului, Imperiul Roman, și l-a îngenunchiat la granițele acestui ținut minunat străjuit de Dunăre. Mai sunt 1000 de kilometri din cei 2858 pe care Avram Iancu îi mai are de străbătut pe fluviul Dunărea pentru a duce la bun sfârșit aventura sa.